Taxele percepute de preoți pentru înmormântări nu ar trebui să depășească 500 de lei. Declarația a fost făcută de secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, care le mai recomandă preoților să facă slujba gratis pentru oamenii care nu au bani. Între timp, locuitorii mai multor sate, printre care și cei din Scoreni Strășeni, se plâng că li se cer sume prea mari. Oamenii spun și că din taxele exagerate, preotul din sat și-a făcut avere. Locuitorii din Scoreni se plâng că nu au auzit de taxe la înmormântări mai mari decât în satul lor. Așa se aude prin sat că cere 1700. El nu se uită, omul e sărac sau e bogat, are bani, nu are bani, plătește-mi. N-ai bani și ăsta acasă. O mie jumate, dar cum să-i mulțumim dacă el te japoaie? Taxa de fiecare o găsesc, care și cum le vine, nu știu. Și Dumnezeu le-a pus taxa asta? Nu, nu înțeleg eu. Ca să câștigăm pentru viață, n-avem de unde. Ca să murim, iar tine muri că e scump, nu ne-aș înmormânta. Locuitorii spun că sunt nevoiți să meargă în alte sate pentru botezuri și cununii, dar pentru înmormântări nu au altă soluție. 1000 și ceva, e scump. Trebuie să duc pe unii mai ieftini. Și botează și chiar la... N-are și să faci de om mort. La rândul său, preotul Nicolae Terente spune că oficial taxa e mai mică, dar aceasta crește dacă omul vrea mai multe lumânări, icoane sau slujbe speciale. 450 lei. Cum poate să ajungă o înmormântare la 1700 lei? Dacă este înmormântarea la slujbă, atunci el plătește slujba 500 de lei și împreună care cu aceia 450 prohodul. Toate se pot face cu cel mult 500 de lei, spune replică Mitropolia Moldovei. Să nu depășească un 500 de lei, consider eu, și dăm recomandări insistente ca preoții parohii să administreze Sfintele Taine chiar și gratuit în cazul solicitării. Oamenii din Scoreni mai spun că din taxele exagerate preotul și-a ridicat în sat o casă cum puține sunt la Scoreni. Casa e ca cu 3 etaje acolo. Apartamentul la Chișinău are mașini bune. Când e cu o mașină, când e cu alta. Frumos. Sunt frumoase mașini. Are bani mulți și s-a făcut o nu casă, dar castel. Drept e castel. Da, și scurge din lume, de Doamne ferește. Dincolo de această poartă înaltă, de aproape 3 metri, se află casa preotului din Scoreni. O locuință deloc modestă, cu 2 etaje și o mansardă. Preotul spune că și-a construit-o nu ca să se laude, ci ca să încapă în ea el, preoteasa și cei 4 copii ai lor. Din ce surse și-a făcut avere, preotul n-a vrut să ne spună, la fel cum a refuzat să divulge ce venituri are biserica și cum sunt cheltuiți banii enoriașilor. Cum? Eu trebuie să vă dau doar rețeamă, măia, că și venit am și cheltuieli. Și eu asta trebuie să le ascund. Este doar rețeamă. Este metropolie, este în care unii cred că lucrurile astea sunt destul de normal și de... Spuneți-ne și nouă. Dar ce să vă spunem dumneavoastră? Dar de ce nu? Dar pentru ce că eu trebuie să dau dare de seamă la știrile ProTV? Bineînțeles că nu trebuie să faci averi din taxele oamenilor și din jertfirea oamenilor. Oamenii ce aduc la biserică aduc pentru Dumnezeu, aduc pentru înzestrare bisericii, pentru frumusețare ei. Totodată, secretarul Mitropoliei a calificat ca fiind regretabil comportamentul preotului din Codreanca, ce a alungat din biserică echipa ProTV care a încercat să-l întrebe despre taxele percepute. Gata, eu am spus, ieșiți mă repede. Eu vă spun, vă rog frumos, niciun răspund, nic. Toate întrebările la Mitropolie. V-am spus odată, nu le țin, stai, nu ne încurcați, vă rog. Nu îndreptățăm nici de cum acest comportament. Preotul trebuie să fie el, în primul rând, corect, săritor la nevoie și să fie foarte amabil. În Moldova, biserica este independentă de stat și nu plătește niciun impozit, iar legislația nu-i obligă pe preot să-și facă publice veniturile. Mitropolia Moldovei susține că fiecare preot își administrează banii cum știe, plătind doar o cotizație simbolică Mitropoliei, care variază de la o biserică la alta. La sate, cotizația trimestrială fiind de 200-300 de lei, iar la oraș 2-3 mii de lei.